Vă invit să ne ridicăm pentru a citi un cuvânt din Scripturi, Cartea Proverbele, capitolul 31, citesc începând cu versetul 1, pagina 668. Cuvintele împăratului Lemuel, învățătura pe care i-o dădea mama sa. Ce să spun, fiule? Ce să spun, fiul trupului meu? Ce să spun, fiule, rodul juruințelor mele? Nu-ți da femeilor vlaga și dezmierdările tale celor ce pierd pe împărați. Nu se cade împăraților Lemuiele, nu se cade împăraților să bea vin, nici voievozilor să umble după băuturi tare. Continuăm de la versetul 10. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele, inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții lui. Și de la versetul 26. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinea lenevirii. Fie ei se scoală și o numesc fericită, bărbatul ei se scoală și îi aduce laude zicând: multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întrești pe toate. Dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea se deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății. Amin. Reașezați-o, vă rog. Astăzi avem o ocazie binecuvântată să binecuvântăm pe Dumnezeul și Creatorul nostru, slăvit să fie în veci. Lui datorăm existența noastră, suntem într-o casă de rugăciune, biserica este tot a Lui, familia este tot ființată de El, de aceea, repet, avem toate motivele să spunem: lăudat să fie Domnul. Dorim Dumnezeu să binecuvinteze pe cei doi și pe toți cei care sunt prezenți astăzi aici și să binecuvinteze Dumnezeu ziua aceasta în întregime. Amin. Am citit din finalul cărții Proverbele această carte de înțelepciunea lui Solomon și vreau să vă vorbesc despre un bărbat și o femeie bine văzuți la porțile cetății. În vechime, atunci când a fost scrisă cartea aceasta, cu aproximativ 3.000 de ani înainte, nu exista un centru al cetății unde să fie primăria și alte instituții, ca și acum, la poarta cetății era conducerea comunității, acolo se pronunțau judecățile, acolo erau cântăriți oamenii care este de valoare în cetate sau care este de mai puțină valoare, ca să nu zic altfel. Și scrie aici despre bărbat, versetul 23, bărbatul ei este bine văzut la porți, când șade cu bătrânii țării. Și despre ea scrie, despre femeia, 31, faptele ei s-o laude la porțile cetății. Dragii mei, nu știu unde o să locuiți, dar peste un an sau peste 10, cât va îngădui Dumnezeu, mă întreb și, în primul rând, este interesul vostru, ce se va putea spune despre voi, dar pe de adevăratele, nu povești. Nu știu exact câți ani de căsnicie aveți. Care este, de fapt, identitatea dumneavoastră în casă, în biserică, în societate? Aveți valoare? Sunteți bine văzuți? Dar mai mult, cetățile acestea în care locuim sunt vremelnice ca și noi înșine. Dar Scriptura ne vorbește despre o cetate eternă, Ierusalimul de sus. O cetate unde Domnul strălucește, nu mai este nevoie nici de soare. O cetate unde nu intră lacrimile, durerea și moartea. Unde veșnicia este la ea acasă și fericirea înmiresmează totul. De altfel, cam acolo țintim. Și dacă ar fi să o spun din capăt, că poate sunteți mai atent la predică cu toate emoțiile astea, deși voi sunteți cel mai aproape de mine acum, așa? Lauda la porțile de aici e trecătoare ca și porțile cetății. Dar eu vă doresc să ajungeți lăudați la porțile cetății eterne.
că aici pe pământ poți să fii cineva. Și au fost în istorie oameni cu nume, cu renume. Dar, cum zice un bihorean de-a dumneavoastră, Traian Dors, oricâtă slavă vei avea, o vei lăsa odată și ai să te afunzi în gloata aceea pe veci de veci uitată. Pentru că adevărata slavă este numai cea eternă. Să dea bunul Dumnezeu astăzi credință tuturora, ca să vă bucurați la această nuntă, dar să nu vă lipsească perspectiva eternității. Mărit să fie Domnul! Eu am ce am cu poarta de sus. Dumnezeu mi-a dăruit o scumpă și sfântă de soție pe care am avut-o pentru 33 de ani și 3 luni. A plecat. Dar încă pe când eram sănătoși, de altfel eu am fost mai bolnăvicios decât ea, ne-am dat întâlnire la una dintre porțile cetății eterne, la poarta aceea care poartă și numele meu, Iosif. Aici viața mea de familie s-a încheiat, dar perspectiva aceasta eternă o aștept în fiecare zi și mă gândesc la împărăția lui Dumnezeu nu numai o dată pe zi, de mai multe ori pe zi. Hai să intrăm în textul nostru. Este scris în primele versete, își amintește acel bărbat și a ajuns să fie bine văzut și rege, că totul a plecat de la învățătura care i-o dădea mama sa. Nu știu exact ce v-ați învățat copiii până acum. Cum să gândească despre viața de familie? Îmi place mult cum a pus mama asta problema. N-a spus întâi, ea avea băiat. Cum trebuie să fie fata? Și cum trebuie să fie el? Pentru că adesea ne prinde vraja asta să pretindem de la celălalt și noi să nu fim. Și părinții se înscriu și ei în aceeași notă negativă și problema e numai cu nora și cu ginerile, nu cu fata și cu băiatul. Asta este o mare deficiență. Mi-amintesc că odată o soră îmi spune, frate, să vorbești cu ginerile meu că, uite, a numerat câteva aspecte negative. Eu n-am apucat, nici nu era de la noi din zonă. Și mă sună, frate, ți-am trăsat sarcini de servicii, ai rezolvat problema, ai pus pe ginerii mei în ordine. Zic, nu, n-am reușit să vorbesc. Și iarăși mi-l pictează cu culori închise, știi? Și zic, da, soră, dați-mi voie la o întrebare. Nu mi-a spus absolut nimic negativ despre fiica dumneavoastră. Hai să admit că nu are. Dar atunci, cum a ajuns o fată așa sclipitoare să se căsătorească ea cu un băiat așa de întunecat la culoare? Dar asta este, repet, marea noastră problemă. Vrem, dar nu oferim. Îi spune mama sa, fiule, vraja femeilor să nu te corupă. Asta distruge pereci și multe familii. Și în vremea noastră, de când cu tehnologia, atâția sunt niște victime a unor imaginații bolnave. Și în loc să se bucure de ceea ce pot să aibă în mod real, trăiesc în visările lor păcătoase. Și poftele, dragii mei, sunt ca apa mării. Poți să bei tot pacificul, nu-ți trece de sete că-i sărată. Ești împlinit în veac. Dar dacă ajungi să guști din ceea ce Dumnezeu a rânduit să fie viața de familie, te saturi dintr-un strop de rouă. Dar îmi pare rău să constat că unii, nu numai că n-au apucat să guste ce a vrut Dumnezeu să fie familia, n-au apucat nici să miroasă. Nici măcar să își imagineze ceea ce a vrut Dumnezeu să fie. Mi-a plăcut mult cântarea ce au cântat-o fetele aici, dacă ați fost atenți la textul ei, ce a vrut Dumnezeu să fie viața de familie. Și dacă sunteți căsătoriți, cum se spunea, de câtva timp și n-ați atins aceste stări binecuvântate, avem de-a face cu un Dumnezeu care îi place uneori să întoarcă pagina, să o capseze, nu ne lasă să mai ne uităm în urmă și să ne dea
o șansă în plus. Voi porniți acum din start cu șanse reale. Dumnezeu să vă ajute. Am întâlnit astfel de situații când după ani de zile familii divorțate care s-au cununat din nou, am trei familii în minte acum care divorțați, separați câțiva ani, s-au cununat aceleași persoane și s-a relansat viața și este frumoasă. Cu Dumnezeu se poate. Renaște din cenușă, dar doar așa, din niște deficiențe. Dar rețineți ideea asta. De la părinți ar trebui să plece. Dacă părinții n-au reușit să vă implementeze această idee, acest adevăr, adoptați-l dumneavoastră pe parcurs. Nu cere, oferă întâi. Îi spune mama asta cum trebuie să fie el, să fie drept, să fie corect, să nu fie corupt din punct de vedere moral, să fie cu bunăvoință, amabil. Și apoi îi spune cum trebuie să fie ea. Iată ce calități frumoase scoate în evidență și în dreptul femeii, cinstită, stai mai de preț decât orice. Observați, în această ordine de idei sunt șanse să faci ceva. Pun problema și altfel, dar tot în ideea asta. Ce e mai ușor? Să schimbi pe altul sau să te schimbi pe tine? Dar culmea este. Noi vrem să realizăm minunea să schimbăm pe altul, deși nu avem pârghii. Să ținem dirigenție, nu prea merge. Să comercializăm actele familiei, e josnic. Dar pe sine fiecare ar putea să se schimbe, nu? Să-ți propui asta. Știți cum ne-a cucerit Dumnezeu pe noi, cum și-a câștigat Domnul Iisus mireasă? Domnul Iisus a luat o fată nepocăită de mireasă. Pe când eram noi încă păcătoși, a înaintat actele. Vreau să mă cunun cu nepocăita asta. A venit, s-a jertfit, cu dăruire. Și spune atât de frumos în 1 Ioan capitolul 4, pentru că aici este unul dintre secretele dragostei care întâi oferă, și aș îndrăzni să spun, nici măcar nu cere, va culege. Întâlnesc uneori situații în care fie soțul sau soția spune, băi, eu l-am iubit. Și? Păi nu mă iubește. Știi că o adevărată dragoste poate să creeze dragoste în celălalt? Să-l iubești până când îl copleșești, până când îl cucerești, până când îl faci să răspundă. Spune Scriptura, dați și vi se va da, bancă, știți și chestiunea cu dobânda, vi se va turna în sân? Luca capitolul 6, predica de pe munte, o măsură îndesată, clătinată, că celui ce îi se iartă mult, iubește mult după aceea. Doamne, ajută-ne! Ați reținut ideea asta? Deci să nu mai, să nu acuzați, să nu imputați. Ca să vă spun așa mai plastic, să țineți minte, nu te uita pe geam, uită-te în oglindă. Pe geam vezi pe altul, în oglindă pe tine. Încearcă să te recreionezi frumos. Să te comporți în așa fel încât tu să fii și tragem nervi de că celălalt se îndrăgostește de ideea asta, să fie și el sau să fie și ea. Doamne ajută-ne, amin. Aș vrea cu o altă idee să vă rețin de aici din text. Oarecum legată de aceasta. Scrie în versetul 10, cine, da, citim mai sus, încă de la bărbat, deschideți gura, judecă cu dreptate, apără pe cel nenorocit și pe cel lipsit. Spune apoi la femeie, ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Apoi mai scrie tot în aceeași idee pe care o enunț îndată, versul 20, ea își întinde mâina către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Ce înțelegem de aici?
Există o frumusețe în viață și nu numai în viața de familie. Să te dăruiești pentru altul. Ea îi face lui bine. Vă amintiți ce spune Scriptura în Genesa 12 și 20 despre Avram și Sara? Ea s-a comportat într-un anume fel ca să-i fie lui bine. Spune Scriptura în Fapte 20 cu 35, este mai ferice a da decât a primi. Rețineți, prima idee a fost să fii, că dacă nu ești și nu ai, n-ai ce da. A doua idee, să găsești plăcere și pasiune în viața de familie, să dăruiești. Știți textul acesta consacrat la nunți din Efeseni 5? Ce spune la bărbat? Să iubească. Și la femeie ce îi spune? Să supună. Aparent sunt chestiuni foarte diferite, nu? Nu. A iubi înseamnă a dărui. Eu am trecut 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat. Asta înseamnă să iubești, să dai. Dar te supune ce înseamnă? A te dărui. A iubi înseamnă a te dărui din proprie inițiativă și a te supune înseamnă a te dărui la cerere. Care e diferența? Doar de introducere. O dă tot. Dacă asta am înțelege noi, că viața de familie, cine vrea să fie egoist și vrea pentru sine, e mai bine călugăr decât familist. Acolo, stai în chilia ta, faci ce vrei. A fi familist înseamnă a te jertfi pentru celălalt. Păi soțul e capul, dar capul pentru cine trăiește? Păi se îngrijește de tot trupul, nu? Și trupul ce îngrijește mai mult, dacă nu capul? De exemplu, în plan medical vorbind, dacă în organism mai sunt foarte puține vitamine și alte ce ține de proteine și așa mai departe, știți că toate se dau întâi pentru creier? Și se lipsesc alte părți ale trupului nostru să se hrănească întâi creierul. Și este normal. Dacă ai gândit așa, spui, băi, nu contează dacă eu sunt, știi, până acum ai fost singur. Te-ai acoperit dacă a fost iarnă, a fost numai 15 grade în cameră, de acum mai încă un trup de care se grijește. Ia să văd, ea este acoperită, băi, poate plapa nu ne ajunge. Băi, să ajungă peste ea, nicio problemă. Să fie celălalt fericit, ea îi face bine și nu rău. Ați văzut că am întârziat. I-am spus fratele slujitor că trebuie să stau în mașină, să discut cu o soție, i-am spus că nu pot să discut până mai după masă. A spus, dar acum sunt foarte supărat. Întârzi de la slujbă, nu o să văd ce ai, poate te liniștești. A avut un scandal, bieții de ei, pentru că fiecare a pretins pentru sine și n-a avut resursele necesare să dăruiască celuilalt. Ăsta e un mare secret, se numește în pocăință lepădare de sine. Și când prinzi gustul acestei ideologii, acestei trăiri, să ajungi chiar să nu-ți mai pese cum îți este ție și să devii pasionat să-i fie bine celuilalt. Crezi că o să mor de necaz după aia? Nu. No. Faceți probă să jertfești pentru celălalt, să te dăruiești, să vezi în urmă cum te simți. Cum s-a simțit Domnul Iisus după ce a murit pe cruce? A văzut bucuria rodului său, chiar dacă era în perspectivă, prin credință. Dar când ți-ai căutat interesul tău și nu te interesează ce este cu celălalt, nu o să fii fericit. Nu suntem creați așa. Spune că un tată ducea doi copii pe sane și ăsta ce era în față strigă la un moment dat, tată, frate, mi-au picat. Să uite ăsta, păi, dar nu-i. Să uite până la colț, nu-i. Băi, dar nu ninge așa tare să-l îngroape până am venit de la colț până aici cu sanea. Și întreabă pe frate, băi, dar când a picat? Păi nu știu, dar ce-i spus numai acum? Acum am simțit rece la spate. Asta este marea problemă, că avem grijă de ceilalți numai prin prisma interesului propriu. Sau ca să dau un exemplu din viața de familie. Se duce o femeie la poliție și reclamă că soțul e dispărut de câteva zile.
Păi, Doamne, dacă n-a venit acasă, de când a dispărut? De o săptămână. Păi, se vine să anunțe la poliție când vine soțul acasă. De ce vine numai acum? Păi, asta trebuia să aducă salarul. Păi, cum adică soțul are valoare prin prisma salariului? Vedeți, trăim într-o lume egoistă. Îmi spunea un prieten din Norvegia când a fost problema aceea cu familia Bodnariu, cu Barnevernetu. Ce, voi mă mirați? Dar aici oamenii sunt altfel, fiecare trăiește pentru sine. N-are voie bărbatul să întrebe cu cine pleacă nevasta în concediu și unde. Fiecare pentru sine. Și dacă moare unul lângă tine, ești total indiferent. Părinții nu prea lasă nici moștenire la copii, e și o impozitare de vreo 40% pe filiera asta. Fiecare pentru sine. Ce lume de pușcărie, fiecare în celula lui. În schimb, ce frumos ar fi, și asta poate fi implementată în modul cel mai practic și total, în viața de familie. Să te dăruiești, să-i fie ei bine, să-i placă lui. Și asta e la toate, și la mâncare, și la culcare, la toate. Într-o familie era o soție mai bolnăvicioasă și îi spune soțului, auzi, era chiar pe pat, fă mâncarea asta, poate aș putea mânca. Că Dumnezeu știe cât, poate mai mânc o dată, două ori și mor. Și el scapă o vorbă și zice, dacă de 10 ani tot zici că mor și nu mori, mânci ce este. S-a necăjit, dar a scăpat și ea o vorbă și a zis, de 10 ani tot mor, a pus-o la suflet. Să dea Dumnezeu după ce ai murit 10 ani să nu-și lege nimeni capul de tine. Ea a murit. 10 ani a încercat în toate părțile să căsătorească. Cineva, cine mi-a spus? A zis, băi, nici o țigancă nu s-a dus pe el. Până a trecut cei 10 ani, că a spus soția în durere, că n-a putut să facă sacrificiul acesta pentru ea. Dar aceeași persoană care mi-a povestit și cunoștea cazul lui, era în apropiere, a zis, știu un alt caz în care fratele, adică soțul, avea anumite probleme cu ficatul, ceva, nu putea să mănânce cu ceapă sau ceva de genul acesta. Și soția tocmai îi plăcea să mănânce cu ceapă. Dar ea mânca numai dacă era el plecat. Și când venea el, îi făcea cum îi place lui. Și el a spus tot așa mai spre bătrânețe, zice, toată viața ai avut grijă de mine. Dumnezeu să te răsplătească, a zis, când a fi să mor, să dea Dumnezeu să poți mânca până în ziua plecării tale, să umbli pe picioare, să mănânci ce-și dorești, că ai ținut cont de mine. Și-o frate, eu o cunosc, că era ceva rodenie cu cine mi-a povestit. A trăit bătrânica mult, sănătoasă, până ultima zi a putut mânca sănătoasă tot. A binecuvântat-o cineva că s-a știut să se dăruiască. Da, poate va spune cineva, frate, dar eu de 20 de ani tot dau și s-a blocat. E un singur sens pe relația asta. Când o să primesc înapoi? În veșnicie, pentru că e mai lungă ca viața de aici. Știați treaba asta? S-ar putea celălalt să nu reacționeze normal. S-ar putea oamenii din jur să nu știe ce e recompensă, revanș, echitate, dreptate. Dar Dumnezeu va ști să răsplătească. Te va binecuvânta? Da. Să trăim așadar frumos pentru alții. Pentru mine viața de familie este ceva de vis. Am avut o scumpă de soție și asta nu spun numai eu, oricine a cunoscut-o. Și nu-mi pot imagina oameni care se ceartă, care trăiesc pentru sine. Scumpă de ea, că așa am numit-o toată viața, întotdeauna a fost mai sus ca mine. M-am tot silit să ajung și n-am reușit până s-a dus în cer. Dar ce nefericită este viața aceea în care, repet și încheie de asta, egoismul își spune cuvântul. Să-mi facă la dreptate. Spunea Domnul Iisus că numai păcătoșii fac bine la schimb așa. Tu ce dai? Eu atâta dau. Nu-i timp acum să dezbatem. Viața de familie nu-i contract, este legământ.
Și din punct de vedere biblic, legământ înseamnă o ofertă a unei părți în favoarea celelalte, care nu se poate rezilia ca un contract prin neîndeplinirea unor clauze contractuale. Te-ai dăruit și gata. Păi spune Biblia că dragostea e plină de bunătate și enumeră acolo 1 Corinteni 13 de la 4 la 7, dar se încheie în versetul 4 cu cuvintele: crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Păi m-a întrebat cineva: poți să divorțezi de nevastă mea dacă era? Dar tu o iubești? Ai zis că o iubești? O iubești? Bun. Atunci, după ce sufer tot, după ce mor ca Domnul Iisus Hristos, poți să divorțezi, post-mortem. N-ai decât. După ce ai murit pentru ea, poți să lași la un avocat să te divorțeze. Nu ai nicio altă problemă. Așa ar trebui gândit. Așa scrie în Biblie. Nu învățăm noi toată Biblia într-o zi, dar dea bunul Dumnezeu să plecăm cu niște gânduri frumoase de aici. Povestea într-o carte pastorul German Wilhelm Busch, că era de aproximativ 9 ani și s-a dus la o nuntă, erau la masă și era acolo meniu, și povestea el cu o soră a lui: băi, dar să termin odată cu felul întâi, cu felul doi, așteptau ei nu știu ce fel de înghețată sau ce era acolo în desert. Și tot așteptând, oarecum plictisit, cineva, cum se mai întâmplă așa în pauzele de masă, a zis: în împărăția lui Dumnezeu sunt două scaune speciale pentru soții care s-au înțeles cel mai bine și au trăit frumos dumnezeiește. Și a auzit pe tată sau pe mamă, sau nu mai știu exact, unul lângă altul zicând: dragă, alea-s pentru noi doi. Și povestea: copil de 9 ani, am uitat de înghețată, gândindu-mă că am avut doi părinți care s-au înțeles frumos și care anticipau o așezare împreună în împărăția lui Dumnezeu, chiar dacă nu în ipostaza de soț sau soție. Ce vreau să spun cu asta? Uneori când vorbim aceste adevăruri biblice și le așezăm așa cum sunt lăsate de Dumnezeu, unor li se pare, cum au zis ucenicii când le-a vorbit cu tânărul bogat, au zis: dacă e așa, cine poate fi mântuit, nu? Sunt realități aceste lucruri? Sunt realizabile? Iată ce vă citesc. Scrie aici despre femeie în felul următor, 30. Femeia care se teme de Domnul va fi lăudat. Ce v-am spus, să fii întâi și apoi să aștepți, dacă ți se oferă aici sau după poartă, să prinzi gust, plăcere în a te dărui, e utopie pentru omul din lume. E ceva de acceptat și de trăit numai pentru cei ce se tem de Domnul și au o bună relație cu El. Eu nu te cunosc, pe tatăl tău, pe mamă ta am mai întâlnit, dar să știi că ei ți-au oferit educație cât au putut, dar de acum se va vedea în viața de familie dacă tu ești născut din nou și ești un copil al lui Dumnezeu și pentru dumneata de asemenea. Vă rog, rețineți, niciun soț și nicio soție, orice idealuri și vise ar avea, oricât abnegație și dăruire ar forța, fără o natură dumnezeiască, nu poate să împlinească ce v-am spus. E cam povestea aceea că o femeie avea un câine dresat că era săracă, dar câinele cu minte, și îi ducea laptele la piață așa cu un ham, avea cățelul pe el și un căruț așa cu două roți. Și se lăuda aia: ce câine cu minte am, mă folosesc de el ca de un cal. Așa, la dimensiunea asta. Numai că într-o dimineață a trecut un iepure pe acolo și n-am ajuns laptele la piață.
Pentru că dacă nu este natura schimbată, noi putem juca teatru, așa e? La o întâlnire, când avem musafiri. Dar viața de familie este un act prea lung ca să poți juca un alt rol decât cel care este specific naturii tale. N-ai cum să joci teatru și zi și noapte. De acum, dumneata o să afli cât e de pocăită dumneai. Și dumneata o să afli cât e de pocăit dumnealui. De acum se va vedea dacă cei doi au și cât au relație cu Domnul. Ce femeie poate să facă bine în toate zilele vieții ei? Ce eroină, ce stoicism! Dar dacă se teme de Domnul, ea are un domn jos și un domn sus. Și ca bărbat nu te uiți numai la Doamna, te uiți la Domnul. Și ascultați-mă ce vă citesc din Coloseni, din capitolul 3, spunea Apostolul Pavel, versetul 23 și 24, orice faceți, mâncare, vorbă, scrie în versetul 17, orice vorbă, orice cuvânt, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului. S-ar putea, stimate soții, doamne, doamnelor, să spuneți, bărbatul meu nu merită. Foarte posibil. Sau cel puțin până un alt. Dar Domnul merită? În ce sens? Domnul Iisus, pentru ce a făcut pentru dumneavoastră, a stat pe cruce pentru păcatele noastre. Merită Domnul Iisus să ne purtăm frumos? Deci ascultați-mă să nu vă certați cu bărbatul, nu că n-ai cu cine, că dumneavoastră trăiți ca pentru Domnul. Și îmi spune, măi bărbate, dacă m-aș prinde în gura cu tine, ți-aș da replici, de m-ar angaja avocat cine mă aude. Dar eu nu mă pretez să mă cobor la nivelul de ceartă, pentru că eu trăiesc în prezența Domnului, eu n-am legământ numai cu tine, am cu Domnul. Și asta este altceva. Se spune că singura pasăre care se bate cu vulturul e cioara. Ce face dumneai? Se cațără pe spatele lui, că e destul acolo de stabil, și știți că sunt vulturi pleșuvi și vrea să-l cea cu ciocul în cap. Și așa se uită vulturul peste umăr, băi, să mă apuc la trântă cu ea, n-au merit. Se urcă puțin mai sus și la presiunea atmosferică nu rezistă și cioara pică. Cam așa ar trebui gândit. Să te cobori la nivelul ăsta, să te cerți. Eu am ajuns la convingerea că numai proștii se ceartă. Iertați-mă. Nu pot crede altfel. Ce rezolvi dacă te cerți? Ai poftă de mâncare după aia? O să aibă ce povesti celălalt, nu? Ei... Dar bun, dar ce se fac dacă este altfel? Dar este ce se face. Te porți frumos, îi dai model că n-are. Te rogi la Dumnezeu să-i dea înțelepciune. Rabzi, în răbdare, în suferință, se prelucrează ființele noastre. Mi-am amintit că am fost odată cu un slujitor, o familie căsătoriți nu demult, și a plecat la mamă sa. Dar de ce? Păi am venit de la serviciu, nu era mâncarea gata, bridele pe masă și m-am supărat, au zis o vorbă și i-am dat o palmă. Și zic că am două întrebări. Cine a terminat mâncarea și dacă ai poftă de mâncare? Păi și eu nu am mai terminat-o nimic, că au plecat, eu nu știu să o termin. N-am avut poftă de mâncare și zic atunci care e afacerea? Cine a câștigat? Care e interesul, nu? Păi dacă faci ceva măcar să ai un câștig dintre toată treaba asta. Vedeți? Dar e chestia cu natura. Se spune că un scorpion, din ăla care înțapă rău, a rugat pe o broscuță să-l treacă apa dincolo, știi? Și broscuța spune, băi, nu mă încurc cu tine, că tu ești coac. Băi, auzi tu, eu am interes să trec dincolo, fiu eu coac, dar e interesul meu. Și pe la jumătate apei scorpionul înțeapă broscuța
Și în timp ce se duc amândoi la fund, broscuța întreabă, care e logica? Că și tu mori. Și răspunde scorpionul, aici nu e vorba de logică, așa e natura mea. Păcatul n-are logică. Degeaba îi spune la omul păcătos să fie sfânt, că n-are cum. Dacă vreți să aveți o familie frumoasă, trăiți în prezența lui Dumnezeu. Biblia, cartea de cântări, rugăciunea, nu filme, nu povești, nu o invitați pe dracu acasă, că vă face năcază. Trăiți frumos în prezența lui Dumnezeu. Și trăim nu numai aici, trăim o veșnicie cu El. Nu știu ce veți realiza aici. Este o vorbă în popor, ziua pusă e ca și dusă. Dar eu vă spun că viața pusă e ca și dusă. Ce viața asta? V-am spus că eu n-am avut numai 33 de ani de căsnicie. Părinții mei trăiesc amândoi, au 67 de ani de căsnicie, dar s-au dus. Alții au trăit 900 de ani, dar au murit de mult. Dar veșnicia se merită să trăiești frumos. Pentru a avea un caracter ales, pentru a oferi ceva celuilalt. Și în al treilea rând v-am spus, pentru a trăi cu Dumnezeu pentru eternitate. S-ar putea ei să fi fost mai bolnăvicios, să-ți fi creat cineva probleme, dar viața asta trece și vine veșnicia cu Dumnezeu. E altă nuntă mai frumoasă. Vă doresc să fiți acolo, să câștigați prietenia asta lui Dumnezeu, să trăiți în ambianța asta a Domnului Iisus Hristos. Și ce frumos va fi apoi când vom accede în sferele divinității și a eternității. Ca mâine, poimâine se trage cortina acestui pământ și deschide un alt orizont al împărăției sfinte. Vom trece dincolo? Sau vom rămâne aici cu supărările noastre, cu mojiciile noastre, că o zis și că o făcut și că... Dragii mei, Dumnezeu ne-a creat după chipul Său, de valoare, de sens vieții noastre, să nu trăim numai pentru viața de aici, să nu trăim în absența lui Dumnezeu. Viața fără El n-are valoare. Cu El toate capătă sens. Și suferința, și bătrânețea, și o școală, și toate nevoile vieții. Pentru că toate acestea se trăiesc prin prisma dobândirii vieții veșnice. A întrebat cineva odată pe un mire, spune când vrei? Și a spus, până la toată viața, și cât vrei să trăiești? 150 de ani, a zis. Ai puțin. Pentru că așa cum vă spuneam, alții au trăit 900 și s-a scurs. Dumnezeu vrea să ne dea o veșnicie. Stimați părinți, să vă binecuvinteze Domnul, să vă puteți ajuta copiii să ajungă acolo. Dragii mei, vreți să ajungeți cu toți în Sfânta Împărăția Domnului? După o slujbă, o doamnă, o domnișoară, l-așteaptă pe predicator, spun asta în încheiere, și spune, sunt supărată pe dumneavoastră. Și el, cu politețe, spune, cu scuzele de rigoare, ce am făcut de v-am necăjit așa rău? Și ea spune, așa de frumos ați descris raiul, de aia supărat. Și rămâne nedumerit, cum adică, doamnă, domnișoară, descrie raiul frumos, tu mor de necaz, ce e asta? Păi cum să nu fiu supărată, că e așa frumos și eu nu pot să ajung acolo? Păi eu v-am invitat și în seara asta. Păi da, am încercat și nu pot, de aia supărată. Și dintr-o dată așa e vine o inspirație și întreabă, sunteți căsătorită? Și ea sare ca arsă, ce-i treaba ta? Nu-i treaba mea, dar aici o fi baiul. Asta e problema. Unde o fi baiul la noi de nu suntem pe bune cu Dumnezeu? Nu uitați, se anticipează o nuntă reală. Asta e numai simbol. Va fi o nuntă reală. Împărăția lui Dumnezeu va debuta într-o atmosferă de nuntă. Vei fi acolo? Fetelor, poate unii ne-au apucat să vă măritați aici. Dar să știți că ar fi mult mai fain să fie întâi nunta de sus decât asta de jos. După asta de jos te apucă junghiul. După aia de sus, fericire în vecii vecilor.
Dar dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, tot ce spun eu este poveste. Nu-i bazm, e real. Iisus a venit în lumea noastră să ne deschidă drumul, să ne deschidă orizontul. Și noi îl iubim, că El ne-a iubit întâi. Vă doresc să fiți bine văzuți la porți, să rămâneți așa de poveste reală între oameni și să ajungeți la porțile acelea așa de mânuță, frumos, într-o altă atmosferă de flori, acolo, la pomul vieții, pe porți încetate. Veniți și dumneavoastră, să nu lipsiți de acolo. Mă grăbesc și eu să ajung acolo. Scumpa mea, cum v-am spus, deja mă așteaptă. Și mai presus de toate, ne așteaptă Domnul. A venit să moară pentru noi și s-a dus să ne pregătească un loc. Și așteaptă să fim gata să ne ia. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.